Galateni, capitolul 5, începând cu versetul 16, de dragul celor care și-au adus Biblie, nu mă grăbesc. Ceilalți, nu-i târziu, nici de seară, data viitoare, Domnul să vă binecuvânteze. Galateni 5 cu 16. Vom citi până la finalul capitolului. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dar dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pizbuindu-ne unii pe alții. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze, puteți reocupa locurile. Cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi continuăm seria noastră de predici intitulată Ce trebuie să știi despre Duhul Sfânt? Cred că este o serie de predici importantă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am harul să slujesc în această serie de predici. Îmi dau seama că sunt lucruri pe care trebuie să mi le reamintesc, trebuie să mi le reafirm în minte și să mi le reînsușesc despre Duhul Sfânt. Și mă rog ca acest lucru să fie și pentru dumneavoastră și fiecare dintre noi prin această serie de predici să fim crescuți spiritual și să-L cunoaștem și să-L experimentăm mai profund pe Duhul. Acum, după cum bine știți, în această serie de predici ne concentrăm asupra Duhului Sfânt și asupra lucrării sale. Cu ajutorul lui Dumnezeu, săptămâna trecută am vorbit despre rolul Duhului Sfânt în mântuirea omului, în procesul de mântuire al omului. Aș vrea să vă spun că săptămâna aceasta nu vom merge foarte departe de subiectul acesta, nu vom schimba total subiectul, ci vom rămâne tot în acest perimetru al mântuirii omului. Săptămâna trecută am spus câteva lucruri foarte importante pe care aș vrea să le reamintesc și să nu vi se pară prea greu sau obositor, pentru că sunt lucruri pe care cred că trebuie să le știm și să le conștientizăm în viața noastră și sunt următoarele. Primul aspect foarte important este, pe care trebuie să știm, este că mântuirea este un proces. Am spus și săptămâna trecută lucrul acesta. Mântuirea este un proces. În procesul mântuirii sunt mai mulți pași, da? Sunt mai mulți pași pe care omul trebuie să-i parcurgă în procesul mântuirii, împreună cu Duhul Sfânt. Și aș vrea să enumăr, i-am enumerat și săptămâna trecută, convingerea Duhului, credința și pocăința, nașterea din nou, botezul, sfințirea și glorificarea. Acum, dacă săptămâna trecută ne-am ațintit privirile asupra momentului de convertire a omului, asupra momentului în care omul își ia ochii de la păcat, de la viața, se schimbă, își schimbă privirea și se întoarce cu privirea spre Hristos și se convertește și se întoarce la Hristos, astăzi aș vrea să ne ațintim mai mult atenția asupra implicării Duhului în viața de zi cu zi a creștinului. Cu alte cuvinte, aș vrea să accentuăm și să observăm astăzi rolul Duhului Sfânt în procesul sfințirii. Acel proces care începe odată cu nașterea din nou, cu convertirea omului și se încheie cu moartea lui. O viață întreagă. Fiecare dintre noi avem de parcurs acest drum al sfințirii, această călătorie a creștinului. Și această călătorie a creștinului nu este o călătorie de om singuratic, ci este o călătorie cu Duhul Sfânt. Acum, sunt foarte mulți oameni care cred că odată ce s-au întors la Dumnezeu, au făcut botezul,
dacă se poate să fie și botezați cu Duhul Sfânt, ei au toate certificatele de botez, ei au tot ce le trebuie, mai așteaptă doar cerul. Această perspectivă nu are nicio treabă cu Sfânta Scriptură. Mântuirea nu se încheie în momentul în care te-ai botezat în apă sau în momentul în care ai fost botezat cu Duhul Sfânt și gata, frate, eu am totul, sunt în regulă. Mântuirea continuă și este acest proces al sfințirii care este partea mântuirii, care este o parte atât de importantă a mântuirii. Deși începutul e foarte important. E foarte important să existe în viața omului un moment în care se predă, un moment în care zice, da, Doamne, sunt al Tău, un moment în care se pocăiește, un moment în care plânge, un moment în care trece peste convingerile lui, peste tot ceea ce a fost viața lui și vine în apa botezului și spune, în auzul tuturor, eu sunt o persoană nouă, eu mă identific cu Hristos, eu sunt parte a Bisericii lui Hristos. E foarte important. Vreau să vă spun ceva. Cu mult mai important sau extrem de important este și perseverența în credință. Nu e suficient să începi bine. Este foarte important să închei bine. Începutul, foarte important. Dar extrem de importantă este și continuarea, perseverența, drumul sfințirii, călătoria ta în viață, în calitate de creștin. Acum, sunt unii frați și dintre ei, din păcate, mai sunt și predicatori care susțin în felul următor, că Duhul Sfânt face asemenea unor păsări, cum fac unele păsări cu puiilor. Unele păsări cu puiilor, depun ouăle în cuiburi, ies puii, îi cresc și la un moment dat îi dă afară din cuib să învețe să zboare, să se maturizeze și să fie independenți. Și sunt frați care cred că același lucru se întâmplă și pe plan spiritual. Dumnezeu ne naște din nou, ne întărește, ne zidește și zboară, puiule. Lucrul ăsta nu are nicio treabă cu Sfânta Scriptură. Dacă în lumea animală sau chiar în lumea noastră a oamenilor, un copil, odată ce s-a maturizat, odată ce a crescut, trebuie să devină independent, în realitatea spirituală, copilul spiritual, pe cât se maturizează mai mult, pe atâta trebuie să fie tot mai dependent de Dumnezeu. Dependența noastră, legătura noastră cu Dumnezeu nu se rupe, nu se răcește, nu se lărgește pe cât noi ne maturizăm. Noi maturizându-ne nu trebuie să devenim independenți de Dumnezeu, ci tot mai dependenți de Dumnezeu, tot mai aproape, tot mai profundă relație cu Dumnezeu. De aceea este foarte important să înțelegem că fără Duhul Sfânt nu putem să ne ducem mântuirea până la capăt. Dacă fără Duhul Sfânt niciun om nu poate fi mântuit, nu se poate întoarce de la păcatele lui la Hristos. La fel, fără Duhul Sfânt, și vă rog să mă ascultați foarte bine ce vă spun, fără Duhul Sfânt, niciun om care a început cu Hristos nu va reuși să o termine cu Hristos. Fără Duhul Sfânt, fără călăuzirea Duhului Sfânt. De aceea, mesajul din dimineața aceasta l-am intitulat în felul următor. Viața trăită prin Duhul. Viața trăită prin Duhul. Și mă rog ca astăzi să înțelegem și să ne punem temeliile unei vieți trăite prin Duhul. Primul lucru pe care aș vrea să-l înțelegem este faptul că trăirea vieții prin Duhul este singura cale de a birui pornirile firii păcătoase. Deci, trăirea prin Duhul, trăirea vieții prin Duhul este singura cale de a face față firii, singura cale de a birui pornirile firii păcătoase. Acest principiu este enunțat de Pavel în versetele 16 la 21 și Pavel le spune galatenilor clar, oameni buni, singurul mod prin care veți reuși să învingeți firea din viața voastră este prezența Duhului, este trăirea unei vieți prin Duhul. Uitați ce poruncește în versetul 16 Pavel galatenilor. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Traducerea EDCR oferă o perspectivă mai clară asupra acestui verset. Și aș vrea să citești această traducere. Zic, dar umblați prin Duhul și astfel nu veți împlini
poftele firii pământești. Umblarea prin Duhul este calea prin care omul poate să biruiască poftele firii pământești. Viața, trăirea cu Duhul este calea prin care omul poate să învingă firea. Acum întrebarea logică, care normal ar trebui să ne apară în minte, ce-i firea? Ce-i firea? Frate, fire, dar ce-i firea asta? Cuvântul grecesc pentru fire este sarcos, dacă îl țineți minte bine, dacă nu, nu. Și se poate traduce în limba română prin carne. Dar vreau să vă spun ceva. La Pavel, conceptul de fire nu face referire doar la trupul acesta uman. Când Pavel vorbește despre fire, vorbește de tot ce există în noi și în afara noastră și nu este din Dumnezeu. Deci tot ce este opus lui Dumnezeu, tot ce este diferit de Dumnezeu, tot ceea ce este contradictoriu lui Dumnezeu, tot ce nu se împacă cu Dumnezeu, totul este fire, totul este firea pământească, firea păcătoasă pe care omul trebuie să o biruiască. Cu alte cuvinte, în permanență, în viața credinciosului, în viața omului, există o presiune care vine din partea firii, atât din trupul lui, cât și din lumea de afară. Dar Pavel spune în felul următor, există presiunea asta, e adevărat, dar există și o soluție și soluția e Duhul Sfânt, să trăiești prin Duhul Sfânt, să trăiești prin puterea Duhului Sfânt. În versetele 19 la 21, Pavel prezintă o listă a acțiunilor, a faptelor firii. Și ce este foarte interesant este că această listă nu e exhaustivă, nu cuprinde toate faptele rele ale firii. Cum încheie Pavel lista aceasta, spune și altele de felul acesta, cu alte cuvinte sunt o grămadă. Toate aceste caracteristici prezintă firea, prezintă actele, faptele unui om care trăiește sub presiunea firii și care se lasă condus de fire. Un lucru iarăși interesant este că din cele 15 caracteristici ale firii, fapte ale firii, 8 au de-a face cu relațiile. Pentru că Pavel vrea să arate aici importanța Duhului Sfânt și lupta pe care o dă firea pământească, atât din noi cât și din împrejurul nostru, împotriva relațiilor noastre. Singura cale de a birui firea pentru Pavel și conform lui Pavel este Duhul Sfânt. Este Duhul Sfânt. Și argumentul pe care îl aduce Pavel în versetul 17 este că între Duhul Sfânt și fire există o rivalitate. Și pentru că cele două sunt în rivalitate, în momentul în care omul este plin de Duhul Sfânt, firea nu mai are acces la el. Sunt două lucruri total opuse. Uitați ce spune, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unile altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Cu alte cuvinte, oameni buni, Duhul Sfânt este total opus firii. Dacă ești plin de Duh, nu vei fi plin de fire. Și invers. Cele două nu se împacă. Cele două sunt într-un continuu conflict, într-o continuă rivalitate. De aceea singura cale de a birui faptele firii, de a birui presiunea firii, De a rămâne în picioare este Duhul. Acest principiu este enunțat de Pavel și în Romani 8:13. Uitați ce spune cuvântul Dumnezeu. Dacă trăiți după îndemnurile ei, se referă la fire, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele firii. În fiecare zi suntem supuși unei presiuni din partea firii, din interiorul nostru, din trupul nostru și din afară. Tot ceea ce este opus lui Dumnezeu pune presiune pe noi, pe tine, pe mine, în fiecare zi. Cum vom face față? Faci să moară faptele firii prin Duhul lui Dumnezeu. Ceea ce urmează să vă spun, nu-mi place să vă spun. Nu e o chestie care îmi place să o povestesc, dar o fac nu pentru că mi-aduce cinste, ci pentru că mă gândesc că poate sunt oameni care au trecut și trec pe unde am trecut eu. Și mă gândesc că s-ar putea să-i ajute. Nu știu dacă am mărturisit asta în biserică, cel puțin la tineri le-am spus-o de multe ori, pentru că vreau să evidențiez faptul că prin Duhul se biruiește firea și doar prin Duhul. În primii ani de pocăință, după ce m-am întors la Dumnezeu, am căzut într-un păcat. Un păcat care a început să fie o obișnuință în viața mea. Pur și simplu m-am aflat la un moment dat robul unui păcat.
Și vă dați seama, fiind în biserică, mergând la fiecare program la biserică, primii câțiva ani de pocăință, nu lipsea niciun program de biserică, nici acum nu lipsesc, da? Dar am avut așa câțiva ani, lucrul ăsta mă măcina. Și mă uitam la mine și îmi dădeam seama că îs prins în păcat. Merg la biserică, toți cred că sfânt, dar eu nu să-l Și ce-am făcut? M-am concentrat mult pe păcatul ăsta. Am zis, măi, cum să fac? Am început să ascult speaker motivaționale, am început să citesc pe internet cum să biruiești, cum să reușești, cum să fii tare, cum să izbutești, cum să te ridici, de unde îți vine puterea, ce faci? Am ascultat predici, predicatori care erau toți speaker motivaționali, care nu spuneau altceva, numai că în tine este ceva care trebuie să iasă la suprafață, trebuie să pornești leul din tine. Și am încercat și m-am chinuit și nimic. Și a trebuit să treacă un timp în care să stau și să realizez că nu am cum. Că păcatul ăla, că firea pământească, că puterea firii este peste puterile mele, peste puterile voinței mele, peste puterile dorințelor mele. Și că și voința mea până la urmă este una pervertită. Când am înțeles lucrurile astea, am început să nu mai concentrez pe păcatul meu. Și am început să mă concentrez pe relația mea cu Dumnezeu. Și am văzut un lucru care m-a șocat. Cea mai mare problema mea nu era păcatul ăla, era relația mea șubredă cu Dumnezeu. Și mi-am dat seama că soluția este să investesc nu în păcatul ăla, nu să studiez, nu să încerc să fac tot felul de exerciții pe care le propun chiar și unii predicatori, ci să încep să trăiesc plin de Duhul Sfânt. Și aici a început drumul eliberării mele. Și Duhul Sfânt m-a eliberat, pentru că nu am mai căutat să mă eliberez, ci am căutat să trăiesc plin de Duhul Sfânt. Am căutat să trăiesc prin puterea Duhului. Am căutat să las lucrurile din mâinile mele, din puterea mea, din planurile mele, din promisiunile mele. Am început să spun, Duhule Sfinte, Tu ești Cel care mă poți elibera, vreau să mă umpli, pentru că atunci când Duhul lui Dumnezeu vine în viața ta, atunci când Duhul lui Dumnezeu umple ființa ta, omule, ascultă-mă ce spun, firea nu mai are acces la tine. Tu ești biruitor pentru că Duhul lui Dumnezeu este opus firii și niciodată Duhul lui Dumnezeu nu va fi biruit de fire. Ceea, calea pentru a face față presiunii firii care în fiecare zi planează în viața ta este umplerea cu Duhul Sfânt, este plinătatea Duhului Sfânt în viața ta. De aceea, dacă astăzi te lupți cu mândria și ai încercat de multe ori să fii altfel, vreau să-ți spun ceva. Începe să cauți să fii plin de Duhul lui Dumnezeu. Începe să trăiești, să cauți să ai o viață de plinătate a Duhului Sfânt. Și lucrul ăla va dispărea din viața ta, pentru că asta e o trăsătură a firii. Dacă te lupți cu anumite vicii, oricare ar fi ele, care stăpânesc peste tine, care te robesc și te întreb ce să fac, frate? Care sunt pașii? Există o singură cale. Știți care? Plinătatea Duhului lui Dumnezeu. Când Duhul lui Dumnezeu va umple ființa ta, când vei trăi din plin cu Duhul lui Dumnezeu, când vei umbla cu Duhul Sfânt, când vei avea o viață de relație continuă cu Duhul Sfânt, viciile tale vor dispărea, pentru că astea sunt porniri, sunt ale firii și niciodată Duhul cu firea nu trăiesc, nu fac casă împreună. Dacă te lupți cu dependențe, nu știu care, nu le enumăr, nu le spun, tu le știi, dependența ta, numai tu o știi, poate nici soția ta, poate nici soțul tău, poate nici părinții tăi, poate nici copiii tăi, nu știu. Nu știu ce e în viața ta, poate toți cred că ești sfânt, ești drept, ești minunat, ești pocăit, ai fost la biserică, pacea Domnului, slavă Domnului, toate astea fain, super, dar în același timp tu ești prins în vicii, în dependențe și zici, frate, ce să fac? Trebuie să trăiești prin Duhul Sfânt, trebuie să încetezi să te mai mântuiești tu singur, trebuie să încetezi să mai faci lucrurile în felul tău, trebuie să-i spui Duhului, Doamne, vreau să trăiesc plin de Tine. Te mai concentra pe păcatul tău. Concentrează-te pe relația ta cu Duhul Sfânt, caută-L pe Duhul Sfânt, cere-L în viața ta, stai în prezența Duhului Sfânt, crește-ți timpul de părtășie cu Duhul Sfânt, începe să umbli prin Duhul Sfânt. Dacă te lupți cu resentimentele,
Poate față de familia ta, poate față de cel care ți-a făcut rău, de colegul de la muncă și nu le faci față. Ai nevoie de plinătatea Duhului Sfânt. Ai nevoie ca Duhul Sfânt să umple ființa ta. Și când Duhul Sfânt se va revărsa peste tine, toate aceste fapte ale firii vor dispărea pentru că sunt în contrast, sunt dușmane ale Duhului și nu pot sta unde este plinătatea Duhului Sfânt. De ce avem nevoie de Duhul Sfânt? În al doilea rând, viața creștinului este o trăire prin Duh și nu doar o supunere față de legile și principiile riguroase. Îmi cer scuze că principiile în dimineața asta sunt mai complicate, le repetăm, dar aș vrea să vă redau ceea ce contează cu adevărat. Viața creștinului este o trăire prin Duhul și nu doar o supunere față de niște legi și principii riguroase. Trăire prin Duhul, nu legi și principii riguroase. Ce vreau să spun cu asta? Un alt principiu pe care Pavel îl enunță în Galateni este următorul, și anume că cei care trăiesc prin Duhul, trăirea prin Duhul este suficientă și nu mai e nevoie de trăirea după legea evreiască, nu mai e nevoie de împlinirea Torei în viața lor. Asta le spune Pavel galatenilor: oameni buni, dacă trăiți prin Duhul, nu mai aveți nevoie de Tora, de lege. Nu mai aveți nevoie de tradiția iudaică, e suficientă. Uitați ce spune versetul 18. Probabil un verset pe care de multe ori îl citim și zice: măi, cum se aplică asta la mine? Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și acum, în toată epistola Galateni, dacă veți citi epistola asta, îl veți vedea pe Pavel extrem de dur. Și de multe ori Pavel în această epistolă vorbește despre lege. Legea despre care vorbește Pavel aici este Tora și tradiția iudaică. De ce Pavel vorbește atât de mult despre lege în această carte? De ce le cere atât de mult creștinilor să nu mai trăiască sub robia legii, ci să înceapă să trăiască prin Duhul? Pentru că trăirea prin Duhul este suficientă și nu mai e nevoie de lege, ba mai mult Pavel pune în contradicție cele două. Ori prin lege, ori prin Duhul. Cele două sunt opuse conform lui Pavel. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Se presupune că Pavel a mers să predice Evanghelia galatenilor. Le-a predicat Evanghelia, le-a spus despre Har, despre Hristos. Galatenii s-au întors la Hristos. Iar după ce Pavel a mers din Galatia, au venit un grup de creștini iudaizatori. În primul secol a existat un grup de creștini iudaizatori. Ce făceau ăștia? Ăștia mergeau în toate bisericile creștine și spuneau în felul următor: nu-i suficient să crezi în Hristos. Nu-i suficient să trăiești frumos și să-L urmezi pe Dumnezeu. Trebuie să te și tai împrejur. Trebuie să împlinești și legea iudaică. Trebuie să vii și la templu. Trebuie să împlinești Tora în viața ta. Iar Pavel, văzând că mulți din Galatia au prins învățătura aceasta și au început să fie îndrăgostiți de lege și au început să trăiască și cu legea și cu Duhul, începe să-și scrie epistola asta pentru a-i corecta. Și de multe ori, printr-un mod dur, Pavel le cere galatenilor să trăiască prin Duhul și nu prin lege. Bine, frate, dar ce treabă are asta cu noi? Ce vrei să ne spui cu asta? Că noi nu mai avem Tora? Noi nu mai avem treabă cu legea? Noi nu mai vine niciun frate iudaizator, ei au fost în secolul 1. Ce treabă are asta cu noi? Creștinii zilelor noastre se confruntă cu aceeași ispită, și anume, ca primii creștini, și anume să trăiască după lege, nu legea iudaică, orice lege, să trăiască după lege și nu prin Duhul lui Dumnezeu. Să aibă o trăire după lege, corectă, dar nu o trăire cu plinătatea Duhului Sfânt. Bisericile, frații, preferă legea în schimbul plinătății Duhului Sfânt. Principii, legi, orice. Dar trebuie să înțelegem ceva, trebuie să înțelegem un lucru extrem de important, și anume că trăirea unei vieți după o lege riguroasă, trăirea unei vieți după o lege riguroasă nu este suficientă în prezența lui Dumnezeu.
Odată cu venirea lui Hristos, Hristos a instituit trăirea prin Duhul, deoarece legea n-a putut fi o cale de mântuire, rigorile n-au putut fi o cale de mântuire. De aceea Iisus a instaurat trăirea prin Duhul lui Dumnezeu, acea trăire a oamenilor prin puterea lui Dumnezeu și nu doar după rigorile legii. Nu este suficient să trăiești o viață după lege, o viață corectă, dar o viață de om sec spiritual, o viață de om gol spiritual. Nu e suficient să-ți faci toate ritualurile și din punct de vedere spiritual să fii gol și sec. Se poate? Uneori se poate. Am citit o poveste foarte interesantă, nu știu unde s-a întâmplat, nu știu cu cine, dar s-a întâmplat. La un moment dat, într-o iarnă, într-o duminică de iarnă, pastorul unei biserici se pregătea să meargă la biserică. Peste noapte ninsese foarte, foarte mult și toate drumurile erau înzăpezite, nu avea cum să meargă pur și simplu. Speriat, pastorul s-a uitat afară ce să facă, cum să ajungă la biserică, întârzie, nu reușește să predice, nu ajunge pe predică, da? Nu reușește să ajungă pe program, ce să facă? Dintr-o dată vine o idee. Zice, mă, dacă iau patinele, râul, avea un râu care ducea până la biserică. Trecea pe lângă casa lui și ajungea până acasă. Și el mi-a devenit o idee. Dacă iau patinele, cu patinele, în 10 minute la biserică. Pe râu înghețat, e ok, una, două ajung la biserică. Mere pastorul bucuros la biserică. În fața bisericii vreo 3-4 frații în vârstă se pregăteau să intre în biserică. Și îl văd pe pastor, venind pe patine. Se oprește inima în loc, vă dați seama. Frate! Dar în Sfânta zi de duminică, dar cum să te dai cu patinele în Sfânta zi de duminică? Fraților, de asta a fost situația. No, bine, nu mai zise multe lucruri. O trecut programul, morocăneală în biserică, la final, ședință de comitet. Comitetul întrunit cu fratele pastor la interviu. Frate pastor, cum ai îndrăznit în Sfânta zi de duminică tu să iei patinele în picioare și să dai cu patinele? Fraților, uitați, am fost înzăpezit. Nu am avut nici cum venit, nu ajungeam la biserică, nu aveam nicio șansă să ajung la biserică. Ce era să fac? Am luat patinile și am venit. Bine, zice frate, după lungi discuții, la un moment dat se ridică un frate din comitet. Frate, dar ți-o plăcut? Fratele, nu știu dacă a spus adevărul sau a mințit, zice nu. No, bine frate, zice, e ok, dacă nu ți-o plăcut, se acceptă. Vă dați seama că sunt oameni care înlocuiesc plinătatea Duhului cu împlinirea unor simple legi și rigori, sunt mult mai confortabile. E mult mai confortabil să mergi la Sfânta Fecioară să faci 3 cruci, să mergi la biserică să bagi suma de bani și să mergi acasă să trăiești viața fericită și să aștepți să ajungi în cer. E mult mai confortabil decât să umbli cu Duhul Sfânt. Că Duhul Sfânt uneori îți zice să te zdrobești și Duhul Sfânt te pune să stai pe genunchi și Duhul Sfânt spune să te smerești și Duhul Sfânt spune că a mai fost mândru, că trebuie să iubești și e mult mai greu. E mult mai greu. Dar trăirea creștină, creștinul autentic, este cel care trăiește prin Duhul și nu doar după niște rigori. Omul care vine la biserică doar că așa l-a învățat părinții lui, nu trăiește prin Duhul. Trăiește după niște legi, principii frumoase, dar n-are plinătatea Duhului în viața lui. Omul care trăiește prin Duhul nu se îmbracă decent pentru că așa a zis pastorul, că așa zic frații, ce o face pentru că Duhul lui Dumnezeu asta îl îndeamnă. O face pentru că asta îl învață Duhul Sfânt. Omul care trăiește prin Duhul, ascultați-mă, nu-i mustră pe frații lui dacă nu iubește. Nu dă cu ciocanul, întâi iubește și apoi mustră. Ăla care trăiește prin Duhul, nu prin lege. Omul care trăiește prin Duhul nu slujește împins de la spate. Frate, hai, amu, hai, te rog, frate, hai, te implor eu, hai, implică-te, uite, tu poți, tu știi, tu, hai, frate, nu! Omul ăla vine el, Duhul lui Dumnezeu îl trimite, Duhul lui Dumnezeu care locuiește în el, el nu-i pentru lege, nu-i pentru principii, nu trebuie să-i spui că dacă nu va sluji mereu în iad, nu trebuie să-i spui lucrul ăsta, el slujește că e plin de Duhul Sfânt. Se aplică și la noi principiul ăsta? O, da!
Omul care trăiește prin Duhul nu slujește doar ca să-L vadă oamenii, ca să arate bine, ca să dea la cameră. O face pentru că Duhul lui Dumnezeu locuiește în el. Și când slujește și nimeni nu-L vede, când slujește și nimeni nu-L apreciază, el merge înainte, pentru că nu slujește oamenilor, ci slujește Duhului Sfânt care locuiește în el. De aceea, frații mei, viața creștinului este o trăire prin Duhul, nu o trăire după niște legi rigoroase. Al treilea lucru. Viața prin Duhul necesită atât lucrarea Duhului, cât și implicarea activă a omului. Viața prin Duhul necesită atât lucrarea Duhului, cât și implicarea activă a omului. Acum, între lista de vicii și de păcate, de fapte ale firii pe care Pavel o enunță în versetele 19 la 21, Pavel enunță în versetele 22, 21 la 23 o listă ale rodului Duhului. Cele două liste așa sunt făcute de Pavel încât să fie într-un contrast complet. Și în contrast sunt și numele acestor două liste. Prima sunt faptele firii și cea de-a doua sunt rodul Duhului. Acum, când vine vorba de faptele firii, foarte simplu, am înțeles. Sunt lucrurile pe care le face un om care trăiește prin firea. Dar rodul Duhului pare a fi o lucrare pe care o face exclusiv Duhul Sfânt. Duhul Sfânt face asta, Duhul Sfânt rodește, eu trebuie doar să aștept, trebuie doar să stau, e ok, o să facă Duhul Sfânt ce crede el că e bine. În realitate, lucrurile nu stau așa. În realitate, omul are un rol activ în a rodi rodul Duhului. Omul are un rol activ. Uitați cum începe acest text, versetul 16. Umblați cârmuiți prin Duhul. Verbul a umbla nu este un verb pasiv. Un verb stai și așteaptă, o să se întâmple, o să se facă, tu stai liniște, nu te stresa. Ci este un verb activ, umblați, voi trebuie să faceți ceva. Rodul Duhului nu este ceva care vine de la sine, pe care îl face Duhul Sfânt, tu nu mă așteaptă, totul va fi bine, ci este o acțiune. Tu ai o parte, tu ai un aport acolo. Ba mai mult, virtuțile pe care Pavel le enumeră ca rod, ca aspecte ale rodului Duhului, sunt poruncite în Biblie, în alte părți. Biblia poruncește, le poruncește copiilor lui Dumnezeu să facă acele lucruri. Prin urmare, și noi trebuie să avem un aport. Și noi trebuie să acționăm conștient pentru a avea rodul Duhului. Nu este doar o lucrare pe care o face Duhul. Că ne-ar plăcea asta, că mulți tind să creadă asta. Păi dacă mie Duhul nu mi-a dat dragoste, ți-ai făcut partea? Dragostea în Roman 3 cu 18 este poruncită. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții. Poruncă din partea lui Dumnezeu. Bunătatea, Efeseni 4 cu 32. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții. Fiți buni unii cu alții. Bucuria, Filipeni 4 cu 4. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă, este poruncită. Facerea de bine, Evrei 13 cu 16. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia. Toate acestea sunt porunci, pentru că și noi avem un rol activ în rodire. Nu este doar ceva pe care Duhul Sfânt îl face. Fiecare dintre noi trebuie să acționăm activ pentru a rodi rodul Duhului. În Galateni 5, Pavel nu face altceva decât să arate calea prin care noi vom reuși să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor lui Dumnezeu. Pavel arată calea prin care noi vom reuși să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor lui Dumnezeu. Și această cale este plinătatea Duhului Sfânt. Este umplerea Duhului Sfânt. Este trăirea prin Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, pentru a rodi rodul Duhului, trebuie să existe o conlucrare între mine și Duhul, între tine și Duhul. Tu ai un rol activ, tu ai ceva de făcut, tu trebuie să faci ceva. Pentru a rodi rodul Duhului, tu trebuie să faci ceva. În urma acestei conlucrări, această conlucrare este împodobită de Duhul Sfânt cu dragoste, bucurie, pace,
facere de bine care se nasc în tine. Dar în lipsa acestei conlucrări, în lipsa umblării tale cu Duhul, în lipsa acțiunii tale de a căuta pe Duhul, aceste roade nu vor apărea din senin. Păi zice, dar eu îți devine că nu mi-a dat Duhul sunt dragoste. Da. Pentru că probabil, nu probabil, sigur, nu conlucrezi cu Duhul. Nu umbli prin Duhul, ci doar aștepți. Și poți aștepta mult și bine, că nu se întâmplă nimic. Am citit povestea unei femei care la un moment dat a avut un vis. S-a visat într-un mall. Da? Nu știu dacă v-ați visat și voi într-un mall, dar femeia asta s-a visat în mall. Și în timp ce era în mall, la un moment dat a prins așa un mașină, deci imaginați-vă în lotul, da? A prins un magazin deschis. Și a intrat în magazinul ăla și dincolo de tejghia, ce să vedeți, era Iisus. Și de dincolo de tejghia, Iisus a uitat la femeia și a spus, poți să-mi ceri tot ce vrei. Păi, femeia, vă dați seama, mirată, în vis, nu în realitate. Femeia mirată, șocată, poți să-ți cer? Da. Păi zice așa, vreau, zice, stai, că aveau și listă, au avut listă alea, așa. Păi vreau așa, pace, bucurie, fericire, îndelungă răbdare, eliberare de frică, astea vreau. Și zice, nu numai pentru mine, vreau pentru familia mea, pentru tot neamul meu, pentru zice, tot pământul, dacă poți să dai. Zice Iisus, Doamnă, zice, zâmbind, zice, cred că n-ați înțeles corect. Aici noi vindem doar semințe. Nu, ar fi fain să intri în magazin și să spui, Doamne, vreau dragoste, dă-mi-o. Aici vindem semințe. Ai și tu ceva de făcut. Ai un rol activ. Nu doar să aștepți. Nu doar să stai. Degeaba aștepți să poți să-L iubești pe cel care ți-a greșit când tu te rogi din când în gând. Și aștepți să vină iubirea, să te lovească cupidonul spiritual. Și tu te rogi din când în gând. Degeaba aștepți să primești puterea, să învingi poftele, când tu în loc să citești Biblia, citești postările de pe Facebook. Și aștepți să primești putere, să fii împuternicit, să biruiești poftele cu care te lupți. Nici vorbă. Degeaba aștepți să ai pace în mijlocul necazurilor, în mijlocul frământărilor tale, când tu vii la biserică la două duminici, când ți se nimerește ție weekendul cel mai liber, atunci frate zice, oricum mă plictisesc pe acasă, măr la biserică, că acolo mai mă întâlnesc cu nu știu care și îmi vine, viața trece mai ușor, ziua trece mai bine. Și aștept, frate, să am pace. De ce-s tulburat, frate, zice? De ce să n-am așa liniște? De ce am atacuri de panică? Păi normal! Păi normal, dacă tu nu umbli prin Duhul, cum să rodești rodul Duhului? Degeaba aștepți ca Duhul Sfânt să-ți umple inima de bucurie. Degeaba aștepți ca Duhul Sfânt să-ți umple inima ta de bucurie. Când tu periodic sau continuu nu asculți sau ignori îndemnul Duhului de a sluji. Îți spune Duhul Sfânt azi, uite, am nevoie de tine acolo, am nevoie și tu tot, astăzi nu, Doamne, trimite pe altcineva, Doamne, eu n-am timp, Doamne, eu am asta, eu sunt ocupat, tot asta. Și te aștepți ca Duhul Sfânt să rodească în tine bucurie. Deci nu am bucurie, sunt trist. Deci de ce e ăla bucuros? Păi ăla mai vizitează câte un bolnav, ăla mai face câte ceva pentru Domnul. N-are atâta timp ca tine. Nu-și permite luxul să facă atât de multe ieșiri ca tine. Că el mai slujește. Dar are bucurie. Pentru că asta o dă Duhul Sfânt. Rolul nostru este unul activ în a avea rodul Duhului Sfânt. Trebuie să facem ceva. Aș vrea să mă apropii de încheiere. În ultimul rând, viața trăită prin Duhul implică împuternicirea Duhului. Viața trăită prin Duhul implică împuternicirea Duhului. În versetele 22 la 23, Pavel inserează o listă cu rodul Duhului. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facere de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Nici în această listă Pavel nu-și dorește să epuizeze tot rodul Duhului. Nu este o listă exhaustivă. Pe lângă astea, Duhul Sfânt rodește și altceva în viața celor care umblă prin Duhul. Asta e doar o parte, doar o idee a rodului Duhului.
Nu e o listă exhaustivă. Ba mai mult, ce mi s-a părut foarte, foarte interesant este că șase din cele nouă aspecte ale rodului Duhului, nouă virtuți ale rodului Duhului, au treabă cu relațiile. De ce? Pentru că în relațiile noastre, și asta vrea să accentueze Pavel în acest text, că în relațiile noastre avem atât de mare nevoie de Duhul Sfânt. Avem atât de mare nevoie de Duhul Sfânt. Roadele acestea, rodirea aceasta a Duhului este atât individuală, atât individuală, da, atât ne privește atât individual, pace, bucurie, înfrânarea poftelor, cât și comunitară sau mai ales comunitară, prin dragoste, prin facere de bine, prin credincioșie. Acum, este foarte important un aspect pe care trebuie să-l observăm și să-l înțelegem despre rodul Duhului, este că rodul Duhului în viața noastră nu sunt doar niște virtuți pe care noi le putem face, ci sunt mai mult de atât. Rodul Duhului Sfânt în viața noastră este o lucrare a lui Dumnezeu. Ce vreau să spun prin asta? Există o diferență între dragoste ca virtute în viața omului și dragoste ca rod al Duhului Sfânt. În primul rând, doar oamenii plini de Duhul Sfânt au rodul Duhului Sfânt, dragoste. Și în al doilea rând, dragostea ca rod al Duhului Sfânt este net superioară dragostei ca simplă virtute. Niciodată un om nu va putea să iubească cum poate iubi un om plin de Duhul lui Dumnezeu. De aceea, rodul Duhului în viața noastră este peste capacitatea noastră. Când Duhul Sfânt rodește în noi, când dragostea se naște din Duhul Sfânt în viața noastră, acea dragoste depășește capacitatea noastră de iubi, depășește capacitatea omului de iubi. Acea bucurie, acea pace este peste capacitatea omului, dar este și peste puterea omului de a o înțelege. De aia se vor uita oamenii la noi dacă vom avea rodul Duhului și spune: măi, tu nu ești normal. Cum să te bucuri când în viața ta se întâmplă lucrurile astea? Cum să ai pace când treci prin situațiile acestea? Se poate așa ceva? Tu ai o problemă. Dar nu. Nu e o problemă. Este lucrarea Duhului Sfânt în viața ta. Pentru că omul care trăiește viața prin Duhul Sfânt este împuternicit de Duhul Sfânt să facă lucruri pe care oamenii nu le pot înțelege și nu le pot face. Omul care trăiește prin Duhul Sfânt este împuternicit prin Duhul Sfânt să iubească cum niciun alt om fără Duhul nu poate iubi. Omul care trăiește prin Duhul Sfânt este împuternicit de Duhul să se bucure în situații în care oricare om din lumea asta nu s-ar bucura. De aceea, Duhul Sfânt ne împuternicește. Iar rodul Duhului Sfânt este mai mult decât o virtute, este o lucrare supranaturală a lui Dumnezeu în viața noastră. În cele ce urmează, aș vrea să o invit pe Maria în față și am rugat-o pe Maria să ne povestească. Este una dintre tinerile bisericii noastre, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ea, Dumnezeu să o binecuvânteze, puteți spune și voi asta, sau un amin. Am rugat-o să ne povestească o experiență din viața ei și să evidențieze cum Duhul Sfânt a rodit în viața ei. Nu uitați, rodul Duhului este peste capacitatea umană și peste puterea omului de a înțelege. Maria, te rog să vii în față și să ne povestești cum Duhul Sfânt a lucrat în viața ta și a rodit, da, total peste puterile tale și peste percepțiile oamenilor. Fiți binecuvântați, mă numesc Maria, eu vin dintr-o familie de necredincioși sau credincioși nepracticanți. La scurt timp după ce părinții mei s-au căsătorit, tatăl meu a început să consume alcool. Asta a continuat până am împlinit eu vârsta de 17 ani. La scurt timp după ce s-a apucat, dozele au crescut foarte, foarte mult și a început să o bată pe mama mea, să vorbească foarte murdar, atât și la adresa ei, a familiei, cât și la mine și la fratele meu. Mai târziu, pe la 4-5 ani, a început să ne lovească și pe noi, să aibă treabă cu noi, nu-l mai interesa că suntem copiii lui, în ochii lui nu aveam valoare, adică și că eram acolo, dacă plângeam sau orice ar fi fost, el nu-și limita mâna, indiferent că era mama sau eram noi. Pe lângă asta, eu cu mama mea m-am mutat tot în același sat, numai că într-o altă casă, pentru că n-am mai putut sta cu tatăl meu,
Și asta a fost de vreo 2-3 ori. Nu doar că manifestam o ură profundă pentru tatăl meu, din cauza că o rănea pe cea pe care o iubeam cel mai mult, adică pe mama. Nu m-a interesat atât de mine și de fratele meu cât de ea. Am început să manifest și teamă că îl voi întâlni pe stradă și știam că nu o să-l întâlnesc treaz. Și într-un sfârșit, când am avut eu 9 ani jumătate, au băgat divorțul, pentru că într-o zi tata, din cauza alcoolului, a luat-o pe mama, a strâns-o de gât în fața mea și am zis, în ziua urmă am scăpare și eu și mami, ori nu. Și știu că era iarnă, mami mi-a zis, fugi, știu, nu aveam nici eu, nici nimic în picioare, am fugit așa prin spadă, cum am putut, până la bunica celei mai bune prietene, care era o soră pocăită. A venit poliția, ne-a luat lucrurile de acasă, m-am mutat cu mama în Oradea și pentru mine asta a fost foarte greu, pentru că m-a despărțit de fratele meu. Eu a rămas în custodia mamei și fratele meu mai mare a rămas în custodia tatălui. La scurt, nu chiar la scurt timp, dar după o perioadă, mama a zis că și dacă ar fi să se întâmple chestiile respective din nou, ne întoarcem acasă, pentru că ea nu vrea să lase pe fratele meu cel mare să trăiască fără mamă. Eu n-am fost de acord, am vrut să fug de acasă, să-mi pun capăt zilelor și cumva am ajuns înapoi acasă. Tata a promis că nu o să mai bea, că nu o să ne mai facă ce ne-a făcut înainte și din nou a început să bea, să o lovească pe mama. Apoi eu am plecat de acasă pentru o perioadă, m-am mutat la o prietenă și tatăl meu nu mai ținea cont de ce ni se întâmplă în familie, devenea tot mai rău, iar în ultimii 4-5 ani nu l-am văzut în nicio zi, măcar fără să bea. Cumva Dumnezeu a lucrat la inima lui și l-a dus într-o biserică printr-un frate și, nu știu, într-o săptămână, cei 25 de ani în care a fost dependent de alcool, s-a schimbat total și am ajuns și eu la biserică, din cauza că vedeam că el se schimbă, nu vorbeam cu el, însă am ales să mă duc la biserică văzând că Dumnezeu a lucrat în viața lui. Din acele momente, Domnul mi-a schimbat și mie inima față de el, pentru că nu doar că nu-l suportam și mi-era frică de el, pur și simplu îmi doream să moară odată, nu mai puteam să-l văd în fața ochilor știind că el ne distruge familia și ne-a distrus încă de mici. Domnul m-a schimbat și pe mine foarte mult și în ciuda dragostei pe care eu n-am primit-o în copilărie, Domnul mi-a dat din dragostea lui și cred că cu asta a vrut să mă conștientizeze că nu pot găsi dragoste aici în lume și aceasta nu este de ajuns. Și atunci a pus în inima mea pentru tati, în momentul în care după botez, m-a botezat Domnul și cu Duhul Sfânt și din acel moment a pus în mine o dragoste pe care puteam să-i ofer în orice moment, în orice circunstanță, chiar dacă unele lucruri din trecut poate că l-au mai marcat și pe el și nu s-a putut lăsa chiar de tot ce a ținut trecutul lui. Mi-a dat o dragoste care nu se cad. Domnul dădeam din izvoarele lui, din Duhul ce Sfânt, ca să-l pot iubi indiferent de circunstanță și mi-a pus atâta dragoste pentru el încât acum orice problemă, orice trebuie să discut în familie, eu la el merg prima dată și îl iubesc enorm de mult și nu mă mai lasă Duhul să mi-aduc aminte, nici dacă vreau, nici dacă nu vreau, de ce mi-a făcut el, să nu țin cont de acestea, ci pur și simplu să-l iubesc pentru omul care e, care a devenit și să învăț să manifest dragostea lui pentru cei din jur, chiar dacă eu nu am primit-o, pentru că așa îi putem schimba și prin rugăciunile noastre. Mulțumesc! Așa își arată Dumnezeu puterea și asta este lucrarea Duhului Sfânt. Când Duhul Sfânt lasă în noi rodul Lui, nu este ceva uman, nu este ceva logic, nu este ceva care poate fi cuprins sau care poate fi explicat. Este ceva peste puterile noastre, dar este ceva care marchează, care schimbă, care dă viață, care are impact. Este o bucurie care va schimba pe colegii tăi de la muncă. Este o dragoste care va șoca pe oamenii de lângă tine.
Este o bunătate peste concepția și puterea oamenilor de a înțelege. Este o răbdare care nu va fi înțeleasă niciodată de oameni. Când asta este rodul Duhului Sfânt, când răbdarea este rodul Duhului Sfânt, va depăși puterea oamenilor de a fi înțeleasă. De aceea, în această dimineață, n-aș vrea să facem nimic altceva decât să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea în această dimineață să venim în prezența Duhului Sfânt. Aș vrea, dacă simți că este un moment în care trebuie să te cercetezi și trebuie să te pocăiești față de ignoranța, față de indiferența, față de nepăsarea ta, față de Duhul Sfânt, aș vrea să o faci. Și aș vrea fiecare dintre noi să ne apropiem în această dimineață de Duhul Sfânt, să-i spunem: Duhule Sfinte, vreau să rodesc prin Tine. Duhule Sfinte, vreau să trăiesc o viață prin Tine. Duhule Sfinte, vreau să trăiesc prin puterea Ta. Vreau să rodesc prin puterea Ta. Vreau să se vadă în viața mea clar, evident, rodul Tău. Vreau, Duhule Sfinte, ca toți să observe că eu sunt diferit, că eu am ceva diferit. Vreau ca acea putere, ca acea bucurie care i-a făcut pe creștini să cânte pe rug, să cânte în fața taurilor care se îndreptau înspre ei. Vreau ca acea bucurie să vină și în viața mea. Vreau ca acea dragoste care i-a făcut pe copiii Tăi să ierte și să iubească, Doamne. Vreau să fie și în viața mea. Vreau ca acea putere care i-a ajutat pe copiii Tăi să biruiască poftele firii acestei, care i-a ajutat pe copiii Tăi să se ridice deasupra firii, deasupra pornirilor firii, să-mi dea și mie biruință în această zi. Vreau să nu mai trăiesc într-o religie bazată pe rigurozitate, pe legi, pe principii, pe porunci doar și să trăiesc sec, gol de Tine. Vreau să trăiesc prin Tine, Duhule Sfinte. Vreau să rodesc în fiecare zi prin Tine, Duhule Sfinte. Vreau să am puterea Ta în viața mea, Duhule Sfinte. Aș vrea să facem această rugăciune și aș vrea să cerem în această dimineață ca Duhul Sfânt să se reverse în inimile noastre și de aici să mergem oameni plini de Duhul lui Dumnezeu, de aici să mergem rodind în familiile noastre, de aici să mergem rodind în săptămâna care ne stă înainte la locul de muncă, acolo unde Dumnezeu te-a pus, în fiecare zi să fii plin de rodul Duhului Sfânt. Haideți să ne rugăm și haideți să cerem umplerea Duhului Sfânt peste ființele noastre. Ne rugăm împreună.